Dragi prieteni, dragi invitați, am deosebită plăcere să facem o atmosferă plăcută pentru următorii soliști. Și cităm. Nadia Duluman să poftească lângă mine în aplauzele dumneavoastră. Aplauze? Așa, foarte... Scufița roșie. Da. Da, lupul cer rău. Mai departe. Tudorel Stanciu din Brăila. Unde Tudorel? Când ai nevoie de el, el e lângă fete. Tudorel, bravo, foarte frumos. Am glumit pentru doamna de acasă. Nu? Așa. Și Bogdan Vrânceanu din Galați. Aplauze. Asta va fi ordinea. O să vorbesc cu fiecare. Cu fiecare o să vorbesc. Cu Nadia întâi, da? Nadia, nu comăneci. Eu sunt din Onești, știi, nu? Câteva cuvinte, te rog frumos, și ce ne cânți? Bine v-am regăsit. De fiecare dată când vin în emisiunea dumneavoastră, mă simt foarte bine, dar de data aceasta nu am venit singură, ci cu dansatoarele mele. Este vorba despre Oana și Andreea. Și cu siguranță ne vom simți bine și în această seară. Așa. Draga mea, deci vei fi prima în recital. Tudorel. Tudorel. Ce ne cânți, Tudorel? Bine v-am regăsit și vreau să salut Vazduiu pe această cale, gazdele noastre, nu i-am uitat pe brăileni. Eu vin din Brăila noastră și hora brăilenilor. Bravo, Tudorel, ai vorbit mult, o să te trec la factura de curent. Bun, mai departe, din Galați, Bogdan Vrânceanu. Bogdan, vină mai încoace. Spune-ne câteva cuvinte, prezintă melodiile și trecem la treabă, nu? Bună seara dumneavoastră, spectatorilor și telespectatorilor. O plăcere deosebită să fiu prima oară în această emisiune și sper nu ultima oară. Foarte bine! Și ca o mică surpriză, în această seară este debutul meu. Ca să spun așa, voi cânta două piese, două sârbe frumoase, compoziții proprii. Și sper să vă placă. Și dorim distracție plăcută în continuare. Uite, mi-ai dat ocazia să fac o precizare pentru toți artiștii care vin în emisiunea noastră. De fiecare dată, artiștii trebuie să înțeleagă un lucru, că în cariera muzicală, până nu vii cu melodia ta, și asta o spun public la televiziunea Favorit, nu cred că o să ai mare succes. Dar până acolo, sigur, putem utiliza melodiile altor artiști. Foarte bine, uite, o dovadă, să-l mai aplaudăm încă o dată, vine cu melodiile lui. Nu e nicio problemă și eu am cântat melodii, zeci, sute de melodii ale altor artiști. Când și acum. Dar vorbeam și complotam cu maestru Sergiu Băluțel că voi veni cu melodii originale și o să vedeți, surpriza va fi tot pe televiziunea Favorit. Și acum, cireașa de pe tot, cum se spune, da? Un profesor, un om de cultură, un îndrumător pentru alți artiști, din Brăila, Nicușor Mocănescu, în aplauzele dumneavoastră. Domn profesor, bine ați venit! Nu vă pun nicio întrebare, că dumneavoastră aveți așa un text, cred că dacă v-aș lăsa până mâine dimineață, dar sintetizat câteva cuvinte pe care vreți să le adresați și telespectatorilor noștri și colegilor noștri care sunt aici în platou. Desigur, în primul rând se cuvine să mulțumim gazdelor și nu în ultimul rând să mulțumim realizatorilor emisiunii Ora Veseliei. Eu totuși încerc să fiu cât mai sumar. Este bine să nu uităm că suntem totuși trimiși de Dumnezeu pe pământ să bucurăm spiritele celor care încă pot să mai trăiască românește. Și pentru că domnul Eugen Ungureanu se referea puțin mai devreme la faptul că un realizator de emisiuni muzicale este bine să aibă cunoștințe muzicale, sigur că da. Pentru că nu poți să faci bine un lucru decât atunci când te implici și trăiești prin acel lucru.
Mulțumim frumos, domnule Eugen. Și eu vă mulțumesc, domn profesor. Mă bucur că sunteți împreună cu Marius Bogdan, împreună cu Tudorel Stanciu. Stanciu, Tudorel, ești aici? Prietenul meu de o viață, pot să spun așa. Și mai sunt și alți colaboratori permanenți ai emisiunii. Mi-aș dori ca și invitații de aici, de la Vaslui, să devină colaboratori permanenți. Așa cum spuneam, vom realiza și o emisiune împreună, în colaborare cu Svetlana Snegur din Republica Moldova. Să facem o legătură peste Prut, să le transmitem un mesaj fraților noștri de peste Prut, că suntem împreună cu ei, atât cu sufletul, cât și cu muzica și cu arta. Să trecem la treabă, rămâneți împreună cu noi, în ordinea în care v-am prezentat, vă rugăm să cântați. Frumoasă, și mă cheamă chiar la el acasă. Nu pot mai bădiță că sunt rușinoasă, și mă așteaptă mama supărat acasă. Nu pot mai bădiță că sunt rușinoasă, și mă așteaptă mama supărat acasă. Ca să guste din a mea guriță. Nu pot mai bădiță că la poartă șădit, cu ochii pimini mama și mă vedi. Nu pot mai bădiță că la poartă șădit, cu ochii pimini mama și mă vedi. Să mă suie, să mă plimbe și să mă mângâie. Nu pot mai bădiță că mămica vrea să fiu fata mamii până m-o-i mărita. Nu pot mai bădiță că mămica vrea să fiu fata mamii până m-o-i mărita. Zice badea, vin la tine acasă și te-o-i cere mamei de nevastă. Nu pot mai bădiță, nu-ți de măritat ca te altă fată de la noi din sat. Nu pot mai bădiță, nu-ți de măritat ca te altă fată de la noi din sat. Mie-mi place altul, dar nu pot să spun că de ai să afli, știu că ești nebun. Și apoi mama-mi spune că nu are rost, că bădița ce mă cere îi se pare prost. Și-a mic
cărcășa, sarul a venit, popa nostru la pețuri, nu mai vezi, nu a mărit. Că vremea nu i-a trecut, nu a mărit o la întâmplare, eu ți-o dau pe cea mai mare. Pețuitorii zic în grabă că nu știa face treabă, toată treaba știa face, numai nu știe a coace. Și cu minte tu frasând nu scotea fata în prăjină, și tu când te-ai măritat n-ai știut și-ai învățat. Hai să sună, nu te faci, că de fata mea nu-ți place, nici a mea nu-ți fă o floare, dar dă și cu glințoare. Asta-i fata dacă-ți place, alta mama nu mai face. Hai să sună, pașii-n pașii. Eu vin din Brăila noastră, ia ca așa și așa, ca să cânt la dumneavoastră, ia ca așa și așa. Eu vin din Brăila noastră, ia ca așa și așa, ca să cânt la dumneavoastră, ia ca așa și așa. De ce de voi e bună, ia ca așa și așa, după datina străbună, ia ca așa și așa. De ce de voi e bună, ia ca așa și așa, după datina străbună, ia ca așa și așa. Și-am venit cu voie bună, ia ca așa și așa, să petrecem împreună, ia ca așa și așa. Și-am venit cu voie bună, ia ca așa și așa, să petrecem împreună, ia ca așa și așa. Hai să ridicăm paharul, ia ca așa și așa, să ne cânte lăutarul, ia ca așa și așa. Hai să ridicăm paharul, ia ca așa și așa, să ne cânte lăutarul, ia ca așa și așa. Oh,
pentru toți neamul să trăiască. Asta-i gura mare, gura românească, s-o jucăm cu toți neamul să trăiască. Hai mândruțo și-om juca iac așa și așa, și-om juca până s-o însera după așa și așa. Hai mândruțo și-om juca iac așa și așa, ca la noi la Brăila iac așa și așa. Hai mândruțo și-om juca iac așa și așa, am jucat până s-o însera după așa și așa. Hai mândruțo și-om juca iac așa și așa, ca la noi la Brăila iac așa și așa.
Când vin obosit acasă, la 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 la, iute mă pune la masă, la 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 la, scoate șucană cu vin, la 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 la, și mă alintă puțin, la 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 la. Femeia sfințește locul, în prag îți vine norocul, casa e înfloritoare și viața frumoasă tare. Sfințește locul, în prag îți vine norocul, casa e înfloritoare și viața frumoasă tare. Nevasta o voi iubi, la 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 la, că e sufletelul meu, la 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 la, pentru ea muncesc mereu, la 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 la. Femeia sfințește locul, în prag îți vine norocul, casa e înfloritoare și viața frumoasă tare. Nevasta sfințește locul, în prag îți vine norocul, casa e înfloritoare și viața frumoasă tare. La căruță mai mare,
și văd să-i la mândru să mai lua. Hai mândruliță la târgă, să-ți cupăr mergea la cât mai mai. Rochiță cu flori mai mari, să mă iubești până mori mai mari. Și-o basma cu pui mărucii, până mori să nu mă uiți mai mari. La căruță mai mai, până la năbruță mai mai. Cezar mi s-a sângerat pentru-n pic de sărutat mai mai. Era ceasă frisită când pleca după iubite mai mai. Dragi telespectatori, ne-am făcut de cap. Vorba vine, ne-am distrat foarte bine aici la Vaslui. Un oraș cu o tradiție deosebită, un oraș cu foarte multe talente, dar în același timp și o foarte bună gazdă datorită prietenilor noștri și gazdelor noastre de la Restaurant Hotel Europa de aici din Vaslui. Să mulțumim gazdelor noastre! Și pentru gazdele noastre și pentru dumneavoastră și pentru telespectatori și spectatorii care sunt în sală, păi ce e mai bun decât vinul? Dulce-i vinul! Acum îmbată ea într-una. Pe la crâșmă nu mai trec, nu mă mai petrec, nu mă lasă mândra ca să plec. Când rămâne singurea mândrulița mea, îmi trimite dorul după mine. Nu mă lasă să-mi închin un pahar cu vin, nu mă lasă în crâșmă să rămân. Ce-i vinul? Dulce-i vinul, dar mai dulce-i mândra mea. Dulce-i vinul, dulce-i vinul, dar mai dulce-i dragostea. Dulce-i vinul, dulce-i vinul, dar mai dulce-i mândra mea. Dulce-i vinul, dulce-i vinul, dar mai dulce-i dragostea. Nu e nimenea să mă vadă că mă duc la mândra. Chiar și lumea că mă duc, ea știi când ajung, de mă vede intru în bucluc. Dar nici azi de nu afla nimenea din sat pe la ce mândruță bat la ușă. Poate nici nu mai afla dura lumei rea, de mă vede mă vorbește iar. Dulce-i vinul, dulce-i vinul, dar mai dulce-i mândra mea. Dulce-i vinul, dulce-i vinul, dar mai dulce-i dragostea. Dulce-i vinul, dulce-i vinul, dar mai dulce-i mândra mea. Dulce-i vinul, dulce-i vinul, dar mai dulce-i dragostea.
zona ia. La cârciumă, la șosea, iau zona, iau zona ia. Stimați telespectatori, sper că v-am încântat cu multă veselie, cu multă voie bună, dar ce credeți că s-a întâmplat? După atâta joc și muzică frumoasă, după atâta talente în această emisiune, prezentatorul emisiunii a plecat în căutare de alți artiști, de noi talente, așa că emisiunea noastră, pentru că nu s-a terminat, trebuie să prezint și acești invitați minunați. Este vorba de formația Sistar, dar aș vrea să se prezinte fiecare. Tabeică Cristinel, la saxofon. Care mă duc, Marian Voce. Mariana Drosu, solista formației. Croitorul Luca, trompetist.
Calimandru Cristinel, clape. Ne prezentați două piese în această emisiune, da, e adevărat. Și dumneavoastră aveți să prezentați spectatorilor noștri mai multe rezultate din cariera dumneavoastră, așa este? Da, cu siguranță. Am ocupat locul întâi la Rapsodia Românească, fapt care mă obligă să-mi desfășor activitatea intensă. Cap
păsărea pe zăbrui, niciun folos nu apui, rămâse cu cântecul, calupul cu urletul, cântecul și dragostea, mi-au mâncat tinerețea, mă. Aplauze, vă mulțumim!